Maxim e cel mai revenit pandur, Gorjeni ar putea obține peste 1 milion de euro în schimbul său, dar nu vor să-l vândă în iarna asta. Același lucru e valabil și pentru ceilalți jucători de bază, spune președintele executiv Pârvulescu. Oferte concrete nu avem, au fost ceva discuții, dar mă repet, am mai spus-o, pandurii până în vară nu vrea să despartă de niciun jucător important din echipă. Indiferent de ofertă primită? Acum nu putem spune chiar indiferent de, dar în proporție de 90% intenționăm să menținem lotul de jucători. Pandurii își propun însă să cumpere jucători. Pârvulescu vrea un buget de transferuri de 500.000 de euro pentru a-și face treaba. Un atacant și un mijlocaș închizător sunt principalele dorințe ale pandurilor. Ar fi bine să avem, ce ai zis, 1 milion de euro, ar fi foarte bine. Dar mă tem că nu va fi. Încercăm să transferăm 2-3 jucători. Încercăm jucători români, jucători care îi cunoaștem. Dar totul se rezumă la partea financiară. Ar fi bine și la suma de 500.000, cred că eu personal aș fi mulțumit dacă... Și cred că această sumă o să o primim. Nu doar în jucători trebuie să investească gorjenii, ci și în infrastructură. Terenul de antrenament de la Târgu Jiu e unul din cele mai proaste din Liga 1, după cum recunoaște atât Grigoraș cât și jucătorii. Și că e mucilă, înainte era tare. Astea sunt condițiile, ce să faci. Trebuie să investească întâi în infrastructură, nu? Mai multe și după pretenție și... Sperăm, am vorbit cu președintele Consiliului de Administrație, domnul Marin Condescu, și sperăm în scurt timp să reușim, probabil nu mai avem timp acum, în primăvară, dar aceasta este o problemă foarte importantă, ca și problema cu terenurile de antrenament pentru centru de copii și juniori. Dacă aceste probleme ar fi rezolvate la Târgu Jiu, ar fi fantastic. Pandurii au bifat deja prima achiziție, atacantul georgian Ala Verdașvili, ultima oară în Lituania la FK Banga.